în minutele următoare cu gazetarul Cristian Tudor Popescu. Domnule Popescu, bună seara, mulțumesc pentru prezență. Bună seara! Cred că discutați cu criticul de film cu același nume acum, doamnă. Criticul de film, criticul de film, corect. Mea culpa. Nu e nicio culpă. Trebuie să precizăm lucrurile. Așa este. Ajută această contextualizare. De fapt, de ce această decizie, domnule Popescu? Pentru că rasismul prezent în Statele Unite de secole a creat, prin reacție, un curent numit corectitudine politică, political correctness. Acest curent, care contrazice rasismul, nu înseamnă că este și bun, pentru că a dat naștere la numeroase exagerări, unele dintre ele ridicole, altele chiar grotești. În top 10, chiar top 5 astfel de exagerări, este această retragere a filmului Pe aripile vântului. Adică, dacă privim lucrurile în contradictoriu și complementar în același timp, să ne amintim că Donald Trump, președintele american, s-a supărat foarte rău pentru că a primit o grămadă de premii Oscar și Oscarul pentru cel mai bun film anul acesta l-a primit un film sud-corean, Parasite. Iar Donald Trump s-a manifestat public indignat. Ce faceți, domnule, premiați filme sud-coreene când noi avem problemele pe care le avem cu Coreea de Sud, acum America? Haideți, domnule, să vedem din nou Pe aripile vântului. Da? Acesta este, deci Pe aripile vântului este evident preferatul lui Trump, care este un naționalist, un rasist, un sexist și câte isturi mai vreți dumneavoastră. Iar acum vine reacția, sau mai degrabă overreaction, suprareacția, în a scoate acest film din grilă HBO. Filmul este o poveste de dragoste, doamnă Tompea. Este o dramă amoroasă, cam lungă, după părerea mea, și în niciun caz o capodoperă. Nu este un documentar, nu este un film politic axat pe problemele Nord-Sud, pe problema Unii asta spun că ar fi cel mai ambițios și eficient instrument de revizionism sudist. Știți de altfel că sunt foarte mulți care au această ipoteză. Treaba lor. Și ipoteza asta le-a venit în cap. Și măsura asta a venit în cap după 81 de ani de la premiera filmului din 1939. Până acum nu era, filmul nu era incorrect politic pentru atâtea generații de americani și de pământeni care au văzut acest film trecut în registrul național al Bibliotecii Congresului American între primele 100 de filme din toate timpurile, care trebuie prezervat pe veci acolo, intrat în cultura populară americană acest film, și acum ne trezim că e revizionist filmul. Cum să face? Este o confuzie gravă. Arta nu se suprapune, nu trebuie tratată arta cu considerente politice, sociologice și eliminate în felul acesta, filme, cărți, cum să faci așa ceva? Asta făceau comuniștii, asta făceau naziștii. Asta ar însemna, de pildă, să nu se mai difuzeze filmul Merchant of Venice, Neguțătorul din Veneția,
cu Al Pacino pentru că piesa cu același nume al lui Shakespeare poate fi vinuită de antisemitism și mi să nu se mai joace piesa. Sau cum să mai fie difuzat, dacă e interzis pe aripile vântului, cum să mai fie difuzat Birth of a Nation, nașterea unei națiuni a lui David Work Griffith, care este un film rasist îngrozitor. Este poate cel mai violent film împotriva rasei negre făcut vreodată. Și în același timp este o piatră de hotar ca procede și limbaj cinematografic în istoria celei de-a șaptea arte. Și atunci soluția care este să le interzicem? Nu, nici vorbă. Soluția este să existe cursuri de cultură cinematografică la nivel liceal, la nivel de cultură generală, pentru toată lumea. Nu se face așa ceva. De pildă, la noi cel puțin nu se face asta. Și unde să se analizeze contextul? Fiecare film are un context istoric în care este creat și într-un fel este produsul nu numai al autorilor lui, ci și al epocii în care este creat. Există o anumită tendință în epoca respectivă, aici este vorba de romantismul ideii sudiste, cuplat cu povestea de dragoste, este epică. Ce să reproșăm? Că nu sunt prezentate revoltele sclavilor aici, că nu este arătat, nu sunt arătați biciuiți sclavii și nu se analizează problemele de clasă sociologice din perioada aceea din America? O prostie! Filmul este un melodramă! N-are de ce să facă lucrul acesta și de aceea și fost iubit de atâtea... Filmul este o mediocritate genială. Este de aceea iubit de atâtea generații de americani. Dar de altfel, acest film, doamnă Tompea, reprezintă și o primă mare victorie în cinema, în cinematograful american, asupra rasismului, doamnă. Hattie McDaniel, Vivian Leigh, a fost premiată pentru rolul principal. Dar în a supporting role, nu vine să-i spun secundar, cred că este greșit în traducerea în românește, in a supporting role, premiul Oscar a mers la Hattie McDaniel, o actriță de culoare pentru prima dată în istoria premiilor Oscar. Și acum ce faci? Scoți filmul ăsta din difuzare? Mulțumesc tare mult, domnule Popescu, mulțumesc mult pentru acest comentariu legat